La nivelul localității Tufeni a fost implementat un sistem de supraveghere video cu 64 de camere inteligente. Proiectul în valoare de 573.000 de lei a fost implementat prin PNRR. De la implementarea sistemului de monitorizare video, localitatea este mult mai curată. A fost astfel soluționată problema gunoaielor aruncate la întâmplare. La nivelul localității am implementat sistemul de supraveghere video prin PNRR, realizat 100% și recepția făcută, în valoare totală de 573.000 lei, de la PNRR 280.000 lei și din bugetul local 293.000 lei. Avem un număr de 64 de camere inteligente, dintre care 6 speciale pentru numerele de mașină, ce intră și ies din localitatea noastră. Pentru siguranța cetățenilor, pentru a avea o localitate sigură. Comuna noastră este o comună liniștită, cu oameni serioși și cu minți. Mai mult la referitor la gunoi aruncat, gunoi menajer aruncat la întâmplare aici și s-a îmbunătățit vizibil. Mai ales că din 2022 martie s-a implementat și programul de salubrizare la nivelul localității. Vine pe fiecare săptămână și vinerea avem ultima vinere din fiecare lună pentru gunoi selectiv. La început a fost 3,67 lei pe persoană. Acum două luni de zile am fost la o ședință a Consiliului Județean. S-a mai majorat puțin pentru că sunt costurile foarte mari cu motorina, muncitorii. În jur de 6,30 lei parcă. Și sistemul de iluminat public a fost introdus pe toate străzile din localitate. De asemenea, la nivelul localității va fi implementat prin PNRR și un proiect pentru iluminat inteligent pe drumurile județene și urmează să fie semnat contractul. Mai multe clădiri trebuie să fie reabilitate și vor fi totodată amenajate și 4 stații de încărcare electrice. La nivelul localității avem toată comuna, pe toate străzile, inclusiv ultima casă din străzile laterale, din stâlp în stâlp. Iluminat, avem o firmă de mentenanță, achiziționăm lămpi cu LED, foarte economice. Mai avem depus și sistemul pentru proiectare, reabilitare moderată a Căminului Cultural Tufeni, reabilitare moderată a Școlii Generale, așa este prinsă în inventarul nostru, dar este căminul de la Barza, care deservește satele Stoboră și Barza, cerere pentru eficiența energetică la liceul Tufeni, da? Statul de proiectare, programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adică stațiile de reîncărcare 4 bucăți, vin 2 în centru la Tufeni, una la Stoboră și una la Barza, satul Barza. Pentru instituțiile publice vor fi amplasate și panouri fotovoltaice. În ceea ce privește sistemul de apă la nivelul primăriei, s-au luat măsuri pentru ca cetățenii să nu întâmpine dificultăți cu alimentarea. La sistemul de apă pentru cetățeni stăm foarte bine și pe comuna Tufeni și satele Stoboră și Barza. Am luat măsuri ca să nu cumva să rămână oamenii fără apă. Am mai investit în pompe, în tubulatura care era veche și am înlocuit-o cu tubulatură modernă din plastic pentru a fi mai ușor de curățat și a evita anumite probleme. În general, cu sprijinul domnului primar, care dumnealui alergă foarte mult și ne susține în toate proiectele și se zbate foarte mult, așteptăm să cunoască mult mai mult pentru locuitorii noștri. La stația de epurare a sistemului de canalizare din satul Bârza, lucrările sunt pe ultima sută de metri. Se mai așteaptă doar extinderea și racordările. Ne aflăm în satul Barza, la stația de epurare a sistemului de canalizare, care este realizat în proporție de 98% și așteptăm să extindere canalizare și racordări. Și ne pregătim pentru recepția finală. Câți kilometri de canalizare? 8 kilometri de canalizare pe linia principală și urmează prin Anghel Salinii extindere 10 kilometri canalizare și 8 kilometri asfalt pe drumurile locale.
Singura problemă nesoluționată până la acest moment la nivelul localității Tufeni rămâne introducerea gazelor naturale și pentru acest obiectiv există un parteneriat cu comunele Bârla și Hârșești de Argeș și se așteaptă finanțarea.